Pescadoarele bulgărești au fost interceptate noaptea trecută de o navă românească și escortate în portul militar Constanța. În urma verificărilor s-a constatat că cei 10 membri ai echipajelor au pescuit ilegal aproximativ 600 de bucăți de calcan și 60 de rechini. Modul de pescuire a acestor pești este unul ilegal în sensul că s-au folosit scule ilegale neautorizate, dar și în ceea ce privește rechinul este o prohibiție în acest moment de pe 15 martie până pe 15 aprilie, deci este interzis total pescuitul de rechin. Rechinii au un ulei bogat în vitamine și acid graș esențial și este foarte căutat. Și carnea lor este valoroasă. Ea se vinde în jur de 15-20 de euro kilogramul. Rechinul de Marea Neagră are o particularitate biologică. El crește foarte lent, maximum 2-3 cm pe an. Apoi, reproducerea este internă și sunt vivipari. Din acest motiv, trebuie să fie protejați cu mai mare atenție în perioada de reproducere, fiindcă sunt limitați. Conform legii, peștele care a fost capturat va ajunge la societăți comerciale de profil. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări în acest caz.